În perioada 15-17 mai se va desfășura la Iași o nouă ediție a Simpozionului Internațional Dumitru Stăniloae. Tema din acest an, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, cuvânt, comunicare, terapie, va fi abordată teologic și interdisciplinar de specialiști din țară și străinătate. Am invitat, fiind o temă și teologică, dar și nu numai, teologi și aș aminti în mod deosebit pe Preasfințitul Părinte Benedict Bisericianul, care va participa alături de Părintele Răzvan Ionescu, moderat de către Părintele Nicolae Dima, la dezbaterea publică, cea care, de regulă, introduce pe ascultători, pe participanți, în problematica mare a simpozionului. De asemenea, am invitat și va avea cuvântul inaugural pe Părintele Josiah Trenham, un foarte cunoscut preot ortodox din Statele Unite, care s-a convertit la ortodoxie și care are o lucrare catehetică, misionară și publicistică deosebită. Numai săptămâna trecută, de pildă, am înțeles că a botezat 60 de persoane. Iar la noi este cunoscut, într-o anumită măsură, în eparhia Iașilor, pentru că în ultima vreme i-au fost traduse și publicate două importante lucrări ale sale, Stâncă și Nisip, Căsătoria și Fecioria în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur. Între invitații simpozionului se numără preoți, profesori de la facultățile de teologie ortodoxă din București, Timișoara și Iași, jurnaliști, realizatori TV și medici. Noi dorim să facem un simpozion la care să participe personalități cunoscute în domeniile de activitate, să fie o diversitate a subtemelor. De pildă, și anul acesta vom avea cel puțin 22 de contributori pe diferite categorii de dezbateri. De asemenea, dorim să aibă mai multe perspective, adică să fie o perspectivă teologică, pentru că, în mod firesc, fiind simpozionul facultății, trebuie să abordeze și probleme care privesc teologia și biserica astăzi, dar dorim să vedem care sunt și problemele cu care se confruntă societatea și biserica astăzi. Pentru că, așa cum spune frecvent Părintele Patriarh Daniel, biserica trebuie să predice textul Evangheliei în contextul timpului. De aceea sunt invitate personalități din lumea non-teologică, să zicem, din domenii diferite de cercetare, cu preocupări importante și care pot aduce o contribuție la tema pe care noi o alegem în fiecare an. Simpozionul Internațional Dumitru Stăniloae este un eveniment științific organizat anual de Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, în colaborare cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei.